Vă păi, probabil sunteți la curent cu tot ce se întâmplă la noi în țară și anume cu greva profesorilor. În caz că nu știți, profesorii de la noi din școală vor să facă o grevă din cauza faptului că au salarii mult prea mici pentru a activa și pentru a fi motivați să predea și să își ia jobul în serios în continuare. Și pentru a se întreține bine și înțeles în, ziua de astăzi niște vremuri destul de grele, dacă mă întrebați pe mine. Tot a început de la faptul că profesorii au salarii mult prea mici și vor să intre în grevă. Se zice așa ca și în știrea asta, profesorii vor avea obligația să vină la școală dar nu vor intra la ore în acest context Liderii sindicale cer părinților să nu-și trimită copiii luni la școală Aia înseamnă că de luni se intră în grevă generală, cică Și mai zice aici și faptul că greva generală a profesorilor în școli Poate dura 5 săptămâni Noi da mă frate, ești nebun să intre în grevă 5 săptămâni Păi un pic cam, cam prost uh, timing-ul Pentru că fix acum e uh, finalul de an, nu? Copiii trebuie încheiați La materii trebuie să dea bac cu capacitatea Și da, dacă stați să vă gândiți așa E un pic prost timing dar în același timp nu este prost, pentru că dacă fac greva asta acum, cel mai probabil autoritățile o să se simtă mult mai presate decât dacă ar fi făcut greva asta în vacanță sau în timpul școlii, nu știu, la începutul semestrului sau ceva de genul. Știți ce zic? Deci, în același timp, frate, pentru copiii care termină acum, nu știu, clasa 8 -a sau clasa 12 și trebuie să dea bacul și așa mai departe, este nasol, pentru că, bă, înțeleg îngrijorarea lor și înțeleg îngrijorarea părinților, pentru că îți dai seama, fiecare părinte vrea să-și vadă copilul cum reușește în viață și mai ales la școală, părinții și copiii sunt îngrijorați pentru că o să piardă materie, o să piardă ore, o să-i ajute la notă la bac sau la capacitate. Și oricum, din câte am înțeles, și că se poate și îngheța anul, ceea ce e oribil, frate, credeți-mă, să-ți pierzi un an de viață, mai ales când ești mic, e teribil, băi teribil. Adică anii ăștia sunt cei mai importanți ani din viața ta, pentru că un an acum e cât 5 ani când ești, nu știu, la 30 de ani sau 40 de ani, whatever. Anii ăștia sunt cei mai importanți ani, ani de formare. Dacă tu îți pierzi un an din viață, din cauza faptului că s-a făcut grevă și s-a înghețat anul, o să fie nasol. Dar, în același timp, dacă să mă întrebați pe mine, in the long run, toată chestia asta e bună pentru că greva asta a profesorilor se face din cauza faptului că, bă, frate, e execrabil salariul unui profesor, nu știu dacă știți. Adică un profesor debutant are cât? Are 2000 și ceva de lei, ești nebun cu 2000 și ceva de lei, cum trăiești? Adică numai chiria și consumul, să zicem că e 2000 de lei. După cum trăiești cu 500-600 de lei pe lună sau cât e? e? E, Incredibil, bă, frate, ești nebun, e incredibil. Mă enervează dacă stați să mă întrebați pentru că sunt plotitorul de taxe și așa mai departe și eu aș vrea ca, ca taxele mele să ajungă la îmbunătățirea educației și a sănătății din țară, nu? Pentru că astea sunt cele mai importante lucruri. Pe lângă asta, dacă stați să vă gândiți, un profesor cu vechime de 40 de ani ia 4500 de lei. Păi 4500 de lei ce bani mă frate? Gândiți, gândește că un om fără bac, numai dacă a termina liceu, nici măcar bacul nu trebuie să se angajează online la ceva work from home, primește 4000 de lei în mână așa, lejer și stă numai acasă și chiulește și doarme toată ziua sau se joacă pe calculator și primește 4000 de lei și un profesor după 40 de ani de vechime primește 4500 de lei. e execrabil, frate, dacă mă întrebați pe mine. Și dacă stați să vă gândiți, bă, frate, pe lângă faptul că infrastructura școlară din România îi, îi dezastru, îi oribilă, pe lângă chestia asta, gândiți-vă un profesor, mă, frate, care primește așa bani de nimic să se ducă să aibă de-a face cu toți copiii ăia handicapați care incredibil de nesimțiți să mai primească și atâta. Pe cui mai vine să se ducă să-și facă meseria cu, cu, plăcere, ești nebun? Părerea mea contează mult ca profesorii să primească un salariu satisfăcător ca să poată să meargă la muncă cu poftă, cu chef, să-i învețe pe copiii ăia ceva, știi ce zic? Da, într-adevăr, sunt foarte, foarte mulți profesori care n-au nicio treabă cu învățământul, nu știu să predea, nu știu să, să învețe copiii, nu știu cum să abordeze copii, ai altă mâncare de pești și tu despre asta vorbim acum. Dar am uitat așa în general și pe aici ce Zice așa că circa 104.000 de cadre didactice vor intra de luni în greva generală, însă legea prevede că din totalul de aproximativ 240.000 de profesori câți există în România sunt foarte mulți care vor putea să intre de luni în greva generală fără să fie membri de sindicat. Fiecare profesor din țară poate să intre și să facă parte din greva asta, ceea ce e da... Nu știu ce să zic sincer, îți curios să văd ce o să se întâmple, sper că o să se ajungă la, la un punct comun, pentru că, bă, vorbim despre educație și despre viitorul țării noastre, adică cred că niciunul dintre voi nu vreți să, să stați pe lângă analfabeți. Știi ce zic? Oricum, sunt foarte, foarte multe probleme când vine vorba de educație de la noi din țară și îți curios și de opinia voastră. Așa că, da, eu am fost red, v-am like, share, subscribe, să facem și un și follow pe Insta, de punctul V. Hai, peace!